Alberto Manguel, Biblioteca Nopții. Este o carte, după cum vedeți, nu numai foarte elegantă, dar este cartea pe care un colecționar, un mare colecționar de carte, un scriitor, un om care a călătorit foarte mult, o dedică bibliotecii, bibliotecii sale personale, în primul rând, care este fabuloasă, aș putea să spun. Cred că este un elogiu adus unei instituții care ne-a format și ne formează pe toți. Un text care, o să vedeți, aduce foarte multă informație, dar în același timp și foarte multă pasiune, care derivă, zic eu, de la un om care toată viața a trăit printre cărți. Biblioteca văzută ca spațiu, puterea bibliotecii, modul de evoluție a bibliotecii, iată numai câteva aspecte care cred eu că să capteze foarte mult cititorul. Este o carte care cred că se adresează tuturor, cred că în special tinerilor, pentru că o să vadă că lectura este o chestiune care se învață. În momentul în care ai învățat această ocupație, devine o boală, dacă vreți, sigur, între ghilimele, care ne va urmări toată viața. Recomand cu mare căldură acest volum care ne deschide cu totul alte perspective asupra lucrurilor.